Bună ziua, doamnelor și domnilor, și la mulți ani. Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi, 24 ianuarie, zi importantă pentru noi toți românii, pentru că, iată, sărbătorim mica unire Alexandru Ioan Cuza. În data de 24 ianuarie 1859 înfăptuia ceea ce noi astăzi numim mica unire. Așadar, haideți să ne bucurăm împreună, să dăm mână cu mână, toți cei cu inima română, nu-i așa? Și să arătăm că știm să ne bucurăm de această zi importantă pentru noi românii. Și nu m-am gândit dinainte la chestiunea aceasta, dar vedeți cum lucrurile se aranjează. Alături de mine în studio astăzi să discutăm despre mica unire, dar și despre weekendul extrem de aglomerat în evenimente, este inspectorul șef al ISU Vâlcea, colonel doctor inginer domnul Pascaru. Bună ziua! Salut, doamnă! Bună ziua și telespectatorilor noastre și vă mulțumesc pentru invitație. Da, la mulți ani, iată, așadar că ați participat la evenimentele prelejuite, evenimentele organizate la Râmnicu Vâlcea prelejuite de Mica Unire, nu? Așa este, la ora 10 în fața instituției prefectului a avut loc evenimentul privind sărbătorirea Micii Uniri, cum o denumim, la data de 24 ianuarie. Da. Noi stabiliserăm împreună să ne vedem săptămâna aceasta, pentru că, iată, am avut un weekend plin de evenimente și aș începe cu acel cod protocolii de inundații și vituri care cumva au pus Vâlcea, da, pe harta județelor cu inundații masive, căderi de arbori, accidente, sigur. Nu? Da, să zicem că accidentele rutiere sunt frecvente și nu sunt neapărat influențate de condițiile meteo. Dar așa cum a spus și dumneavoastră, am avut o serie de coduri, inclusiv cod roșu pe nordul județului, cod portocaliu, cod galben, care au condus la o serie de, să zic așa, situații de urgență într-un număr mult mai mare decât într-o perioadă normală. Am avut tot felul de intervenții de o diversitate complexă, au fost în total 24 de intervenții, de la inundații, alunecări de teren, eroziuni, tasare de drum. Toate acestea începând cu data de 14, când am avut situația pe raza orașului Horezu, culminând cele mai multe în perioada 19-22, luna curentă. Așa cum știți, la ieșire din Horezu către Târgu Jiu, în data de 14, noaptea a avut loc o alunecare de teren, care a blocat sensul de mers dinspre Târgu Jiu spre Râmnicu Vâlcea. S-a intervenit de către drumurile naționale, autoritățile locale, ISU, poliție. Toți factorii de incidență au fost prezenți la fața locului. Ulterior s-a deplasat și grupul de suport tehnic din cadrul CGSU Vâlcea. S-a dirijat traficul, nu au fost probleme din acest punct de vedere. Am avut și, să zicem, noroc în sensul că drumul de la circulația de la Târgu Jiu la Râmnicu Vâlcea s-a deviat pe contrasens, iar de la Râmnicu Vâlcea spre Târgu Jiu pe vechiul drum marcat corespunzător de către drumurile naționale. Este o situație pe care am analizat-o în regim de urgență și se vor întreprinde măsuri de către factorii responsabili pentru repunerea în siguranță a drumului. De precizat faptul că acolo nu este vorba de evacuare de familii sau familii care să rămână blocate. Avem și un drum ocolitor, Mălgărești, Ciupa. S-au dispus toate măsurile astfel încât să nu fie în pericol. Dar așa cum am spus, ulterior situația, începând de joi, 19, a început să apară tot felul de evenimente. La Ciunget, aluvion care au blocat drumul s-a întâlnit acolo de către RAJDP împreună cu autoritățile locale și se degajează și la ora actuală, în funcție de condițiile meteo de afară, încă mai vin aluvion pe drum, dar sunt dispuse măsurile astfel încât să fie îndepărtate, iar circulația să se desfășoare în condiții cât de cât normale, ținând cont de ceea ce este în zonă. Ulterior am avut o situație la Muiereasca, tasare de drum, drumul care duce către mănăstirea Frăsenei. Din fericire este vorba doar de o singură bandă. Circulația a fost deviată prin alternativ pe celălalt sens de mers. Acolo, la drumul de la Muiereasca, domnule Pascaru, e o întreagă poveste. Drumul acela a fost, să investim masiv în el în urmă cu un an de zile, da? Iar acum... Și condițiile meteo, vedeți dumneavoastră, este, a plouat foarte mult. Drenajul care a fost făcut acum ani de zile, din câte am primit o informație acum vreo 12 ani, e posibil să se fi blocat. În fine, specialiștii vor stabili care este motivul pentru care a fost această tasare.
Am avut și apă pe carosabil la Călimănești pe DN7, da, a fost o perioadă pentru ore bune, traficul deviat pe centura ocolitoare. 48 de ore. Așa, oamenii dumneavoastră au intervenit acolo cu motopompe, s-a lucrat zi lumină, dar da, nu s-a plecat din zonă până când traficul nu a fost reluat pe S-a lucrat efectiv de către noi, de către autoritățile locale, de către Apavil și de către Hidroelectrica. Am lucrat, colegii mei au lucrat aproximativ 50 de ore continuu. Bine, s-a făcut schimb de efective. Este o zonă care este prinsă în niște programe de intervenție pentru rezolvarea situației din zonă. Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Traficul a fost deviat pe centură. Ulterior, după 50 de ore de intervenție, s-a reluat și acum situația este, să zicem, în monitorizare de către autoritățile locale, Apavil și Hidroelectrica. Da. Și apoi, duminică, am avut cod portocaliu. Ca da, să stăm, să rămânem acolo. Da, și problemele au fost pe zona Brezoi-Malaia. La Brezoi, multe gospodării inundate și când vorbesc de gospodării, vorbesc doar de curți într-o primă fază. Sunt sub nivelul drumului, dar nu au intrat decât în anexe și au mai fost, bineînțeles, și câteva beciuri la care s-a intervenit de către noi și către serviciul voluntar al orașului Brezoi. Și am mai avut la Malaia, de la Ciunget, iar aluviunile au blocat drumul, s-a intervenit în regim de urgență și s-a îndepărtat. Oricum, traficul la Ciunget este unul redus. Noi am fost prezenți în fiecare zi la fața locului. În momentul în care se formau 3-4 mașini în coloană, se da drumul la circulație. Și am mai avut la Brădișor, unde lotul a ieșit din matcă, s-a intervenit de către Seghia și s-a reluat traficul în condiții de siguranță. Ca urmare a totuși a ploilor, la ora actuală mai avem intervenții în desfășurare. La Săliște este o casă care se află într-o zonă foarte joasă. Se intervine de ieri, în jurul orei 15, continuă acolo. Mai avem încă două gospodării în orașul Brezoi. Într-una este vorba de apă doar în curte și în anexe. Iar la o altă gospodărie este vorba de apă în casă, aproximativ 30 de centimetri. Este o suprafață foarte mare, aproximativ 400 de metri pătrați. Intervenim cu motopompele din dotare, astfel încât să eliberăm sau, în fine, să evacuăm apa din zonă și să vedem cât de afectată este casa persoanei respective. Ok. De asemenea, domnule Pascaru, avem de fiecare dată când sunt ploi din acestea torențiale, avem situații cu copaci căzuți pe drumurile publice, cum ar veni pe drumurile acestea. Pe DN7, iată, au fost cele mai multe situații unde dumneavoastră și oamenii dumneavoastră ați fost nevoiți să interveniți de urgență pentru că se blocase drumul. Da, am avut în data de 22 pe DN7 în Robești, comuna Câineni, 3 copaci căzuți pe carosabil, a trebuit să blocăm traficul pentru că prin tăierea acestora se antrenau și pietre și puneau în pericol traficul rutier. Dar s-a dat drumul din când în când la trafic atunci când colegii de la fața locului au considerat că traficul se poate desfășura în condiții de siguranță. Așa este, ca urmare a precipitațiilor, ca urmare a căderilor de piatră, apar evenimente pe DN7. Din fericire, evenimentele de la comuna Câineni nu au afectat locuințe sau nu au pus viața oamenilor în pericol. Dar trebuie să intervii și atunci când intervii pentru ca să fie asigurate condițiile corespunzătoare, se blochează și traficul. Din nefericire, DN7 este un drum foarte circulat. Da, și cu multe, multe situații, mai ales în acest weekend ați avut foarte multe intervenții. Și vreau să vorbim după aia și de... Deci vorbim pe intervențiile de generate, iată, de inundații, de ploile abundente, da? Și apoi vorbim și de accidente, că și acolo... Ba, ca urmare a ploilor, automat se mai antrenează de pe versant și pietre și parțial împreună cu SDN-ul pentru evacuarea acestora. Așa cum am spus, arbor care pică pe carosabil și trebuie să intervii în regim de urgență pentru eroarea traficului. Și de așa cum am spus și dumneavoastră, și accidente rutiere. Accidente rutiere sunt, să zic, nu, așa cum am spus, nu cauzate de vreme. Da. Neatenție, viteză, etc. Colegii de la poliție stabilesc cauza evenimentului. Da, am avut într-adevăr și ieri un accident pe DN7 la Căligul Mic, în urma căruia au stat 4 victime, una încarcerată, a fost extrasă de către colegi. Iată, un accident grav. Da, da, în care iară traficul, bineînțeles, este blocat pe DN7 pentru a asigura o intervenție în condiții de siguranță, pentru efectuarea de
sau preluat de probe de către coși de la poliție pentru a stabili cauza evenimentului. O astfel de intervenție este în general o intervenție de durată până la degajarea căilor de circulație, creează coloane și de aici și, să zic, oarecare supărări are participanților la trafic. Da, pot să vă spun și eu că mi s-a întâmplat de foarte multe ori să rămân blocată în trafic. Cumva autoritățile să anunțe că traficul în zona s-a deblocat, dar în continuare șoferii să fie blocați în trafic vreo două ore după ce se anunță acea deblocare. Eu înțeleg că lucrurile în planul fizic real nu se întâmplă atât de repede, dar totuși la două ore, da? Deja. Noi când am anunțat deblocarea traficului, noi sau cum este PDN7, SDN-ul, de ce spun SDN-ul? Pentru că, de fapt, cum a fost cu căderea de arbori, noi am participat, am degajat, după care urmează colegii să îndepărteze materialul lemnos. De acord. Când am anunțat traficul deblocat, este deblocat. Acum, când au anunțat autoritățile, nu cunosc aceste amănunte. Da, dar dumneavoastră vorbeați de nervii șoferilor din trafic și vă spun că sunt mai. Adică, cred că ați pățit-o și dumneavoastră, nu? Da. Cel puțin o dată în viață. N-ai cum să nu rămâi blocat pe DN7. Oricând vii de la Pitești, oricând te duci la Sibiu. Și. Deci l-ați pățit pe amândouă, da. Nu? Dar lucrând în domeniul acesta știu ce se întâmplă și eu zic că doar cu cal puteți trece peste astfel de evente. Sunt persoane, într-adevăr, care se grăbesc, care nu și-au un timp suplimentar. Păi, dar cât de timp? Cât timp suplimentar să-ți iei? Nu vă supărați. Acum, cam cât 2, 3, 5 ore, că ne luăm, nu-i problemă. Vă pot spune și o altă situație. Când am avut incendiu de la Brezoi, 2019, alea sunt alte situații, traficul a fost blocat și la 7-8 ore până am permis reluarea parțială în condiții de siguranță. Acum, în funcție de eveniment, în funcție de amploarea evenimentului, de caracterul evolutiv al acesteia, traficul poate să fie blocat de la o jumătate de oră la câteva ore. Important este ca participanții la trafic să treacă prin zona afectată în condiții de siguranță. Da, aveți perfectă dreptate. De departe, domnule Pascaru, cred că cea mai importantă intervenție a dumneavoastră este din weekend, este cea de la restaurantul unui hotel din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, acolo unde paramedicii SMURD au intervenit, au fost solicitați să intervină pentru a acorda îngrijiri medicale, după cum bine știți, unor persoane participante la o petrecere privată, aniversare, care au mâncat niște prăjiturele și după aia s-au simțit puțin mai rău. Da, așa cum a spus și dumneavoastră, sâmbătă seara, în jurul orei 22:42, am fost sunați pe 112 despre faptul că la un operator economic din Vâlcea, mai multe persoane prezintă diferite afecțiuni medicale, posibil toxi-infecție alimentară. La fața locului, inițial în apel au fost 10-15 persoane. Am dispus deplasarea la fața locului a echipajelor din cadrul ISU și aici vorbim de către un echipaj SMURD și ATPVM-ul. Menționez faptul că ATPVM-ul, conform concepției, poate să transporte până la 6 persoane de cod verde. Da. Și de asemenea 4 ambulanțe de la SAJ, inclusiv medic. Ajuns la fața locului, nu am declanșat planul roșu, m-am dus personal acolo pentru că din informațiile primite nu erau în stare gravă și menționez faptul că planul roșu se declanșează atunci când este depășită capacitatea de intervenție de la nivel local, în funcție de caracterul evolutiv. Era o discuție despre declanșarea acestui plan roșu, pentru că erau multe persoane implicate. În mai 1168 spune atunci când se declanșează plan roșu, caracterul evolutiv al situației, grau de dificultate al operațiunilor de salvare, numărul real sau potențial al victimelor și atunci când capacitatea de intervenție obișnuită este depășită. În prima fază nu au fost transportate la spital decât 5 persoane, 4 de către SAJ, una de către SMURD Râmnicu Vâlcea, ATPVM-ul, așa cum am spus, care poate să transporte 6 persoane de cod verde, a rămas la fața locului. Întrucât n-au mai fost persoane la evenimentul respectiv, am dispus că ATPVM-ul să retragă la bază pentru a fi în stare de operativitate. M-am deplasat la spital la UPU Vâlcea, au mai sosit încă 3 persoane, 2 le-au adus SAJ-ul, 1 SMURD-ul, total 8, iar alte 7 persoane s-au prezentat cu mijloace proprii. Starea acestora nu a fost foarte gravă, s-a acordat de către personalul medical de la UPU Vâlcea primul ajutor, toată lumea a fost mobilizată. În momentul în care s-a întâmplat, fac o paranteză, s-a întâmplat evenimentul la Ramada și s-a aflat în dispecerat, a fost anunțat imediat UPU pentru a fi pregătit să intervină. Și în cursul acelei nopți,
toate cele 15 persoane au părăsit tupul. Ulterior, a doua zi, s-a mai prezentat o persoană din cele 15 care mai prezenta anumite stări de rău, fiind externată și aceasta ulterior. De, așadar, dumneavoastră ați fost prezent acolo la fața locului, tocmai pentru a decide dacă ar fi fost oportun să declanșați planul roșu. Da, există două tipuri de planuri pe care putem să declanșăm. Planul roșu, care se declanșează de către mine în funcție de informațiile pe care le primesc atunci când numărul de victime de la noi este stabilit la 9, dar, repet, este în funcție de gravitatea acestora. Iar la nivelul spitalului, dacă se impune, se poate declanșa planul alb. Nu a fost cazul pentru că toate persoanele au fost de cod verde și au putut fi transportate de către mijloacele avute la dispoziție de către ISU și SAJ, fără a concentra la nivel local județean alte resurse suplimentare. Ok, deci nu a fost cazul, dar ați intervenit acolo de urgență. Da. În situație, mă rog, ați văzut că lucrurile au evoluat cumva destul de repede, da? Și informațiile erau alarmante, însă până la urmă s-a dovedit alarmante, pentru că într-o primă fază am dus 5 la spital, ulterior s-au primit imediat apel pe 1, 2, încă 3 persoane, 8 persoane. Au mai sosit încă 7, 15, iar din informația noastră era vorba de un eveniment cu 60-70 de persoane și exista într-adevăr riscul de a se prezenta un număr foarte mare. În acest sens am luat legătura cu domnul inspector general de la IGSU și domnul secretar de stat Raed Arafat pentru a cunoaște situația, iar dacă lua amploare foarte mare, iar capacitatea spitalului era depășită, pentru a prealarma spitalele învecinate, atât la nivel de județ, cât și din afara județului, pentru a putea prelua eventualele cazuri medicale. Dacă rezultate ar fi fost grave. Da. N-a fost chiar așa. Adică, din fericire, nu a fost chiar atât de grav. E un eveniment regretabil faptul că s-a petrecut la noi în județ. Ne dorim să fie primul și ultimul, dar suntem pregătiți să intervenim dacă este cazul. Da, până la urmă, dumneavoastră trebuie să interveniți la peste tot, în genul acesta sau alt gen de situații, nu contează unde. Da, tot ce înseamnă tip de risc pe care îl avem în, ca și autoritatea responsabilă sau secundară, intervenim. Mai departe sunt colegii de la celelalte structuri care. Dar care a fost prima, cum să zic, prima concluzie pe care ați tras-o când ați ajuns acolo la fața locului? Că sunteți obișnuit cu tot felul de situații. Mai avut toxinfecție alimentare, am ținut legătura cu colegii până am ajuns la fața locului, precum și cu personalul medical, cu domnul manager, astfel încât să vedem care este starea și ce cod li se atribuie fiecărui pacient. În momentul în care am aflat că sunt doar 5 persoane, era clar că este o situație pe care putem să o gestionăm. În momentul în care am aflat că sunt 60-70 de persoane prezente la eveniment, începe oarecare senzație. Ce-au mâncat! Da, ce-au mâncat, dacă au consumat toți același lucru, că poate să fie și un anumit lot să aibă probleme. Da. Și atunci alertez la nivel de județ și nu numai, și la nivel național, toate structurile care au responsabilități. Pentru că puteau să se prezinte la UPU la un moment dat 60-70 de persoane, iar dacă capacitatea de intervenție a Spitalului Vâlcea și a celorlalte spitale din județ era depășită, trebuia să găsim, să avem deja stabilite locațiile pentru transferul pacienților. Nu a fost cazul? Nu a fost cazul, din fericire nu a fost cazul. Personalul medical prompt, oportun și vreau să spun că a acordat o atenție deosebită nu doar celor de la eveniment, pentru că la UPU nu se prezentau doar cei de la eveniment și a trebuit o organizare foarte bună. A fost prezent la locul evenimentului și domnul manager, domnul dr. Dan Ponoran, care a contribuit la gestionarea eficientă a situației. Da, cu siguranță. Bun, este o perioadă, domnule Pascaru, ca să zic așa, o perioadă a anului în care dumneavoastră nu a nins, ne așteptam să fie ninsor, zăpezi, nu, în schimb ne confruntăm cu aceste, aceste ploi torențiale, da, viiturii. Da, de obicei în perioada aceasta era o perioadă în care căutam persoane rămase blocate prin nămeți, aveam intervenții în zone în care zăpada era foarte mare și trebuia de eventual afecțiuni medicale să ajungem acolo. Am ajuns să ne ocupăm de intervenții la inundații, la aluviuni, dar așa cum am spus, suntem pregătiți pentru orice tip de risc să-l gestionăm corespunzător. Dacă, Doamne ferește, situația ia amploare,
Întotdeauna am avut sprijinul județelor vecine, așa cum și noi de fiecare dată când am fost solicitați, i-am sprijinit pe aceștia. Ați mai avut solicitări de acest gen să vă duceți să-i ajutați și pe vecini? Am avut, eu o perioadă în urmă, am avut la Sibiu, atunci când 3 persoane s-au înecat și am participat cu echipajul de scafandri din cadrul ISU Vâlcea pentru căutarea acestora. Da. Mai fost la Pitești, a fost o prealertare la noi atunci când situația la un nivel de județ este un pic depășită sau în fine se preconizează că se depășește, se prealertează județele vecine, bineînțeles cu aprobarea IGSU-ului, pentru a avea echipajele pregătite să intervină într-un timp de răspuns cât mai scurt. Nu a fost cazul, ne-au anunțat că ne mulțumesc pentru operativitate, dar se descurcă pe plan local. Dar noi intervenim și în județul Olt, avem plan comun de intervenție, avem 8 comune din acest județ la care noi asigurăm prima intervenție. Am avut zilele trecute o casă la care am participat noi, după care ei vin într-un fel de sprijin, urmează să-și constituie și un punct de lucru și atunci vor gestiona ei ca și prima intervenție. Dar la nivel de IGSU nu se pune problema de intervenție. Important e să ajungem și să fim cât mai operativi, indiferent de, să zic, raion, zona de competență, este la nivel de inspectorat, raion, la nivelul gărzii de intervenție. Da. Ați mai avut o intervenție, ca să zic, o intervenție mai altfel decât cele pe care le aveți în mod normal, aproape zilnic, dacă interveni. Cea cu desprinderea unor bucăți de tencuială de pe fațada blocului Cozia. Da, elementele de construcție. Da, din centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea. Am intervenit 2 zile acolo, am îndepărtat tot ce a însemnat element de construcție care prezenta pericol. Am informat atât administrația cât și primăria Râmnicu-Vâlcea despre faptul că trebuie să dispunem măsuri pentru punerea în siguranță. Din ceea ce mi s-a comunicat, acesta este prins pentru reabilitare. Da. Automat, da, atunci când există un pericol de prăbușire de elemente de construcții care nu poate fi, sau zona unde se prăbușește nu poate fi balizată complet, atunci intervenim pentru punerea în siguranță. Pentru că acestea pot produce atât pagube materiale, cât mai ales umane. Da, dar și ce n-am înțeles eu, că mă rog, aici este și o dezbatere și o controversă la nivelul Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Cum de-a rămas totuși blocul acesta reabilitat? Da, nereabilitat. Nu vă pot spune astfel de informații că nu sunt în posesia lor. Mai sunt blocuri care sunt prevăzute a fi reabilitate în anii următori, anul acesta, anul viitor. Dar astfel de elemente de construcție, să zic, care prezintă pericol de prăbușire, pun în pericol viața omului, dar mai apar și ca urmare, să zic, a intemperiilor, ploi abundente, care pot conduce la desprinderea acestora sau, în fine, nu neapărat desprindere, ci să fie într-o poziție precară, putând oricând să se desprindă și, Doamne ferește, încăderea acestora să producă anumite pagube. Știm foarte bine că zona respectivă este o zonă foarte circulabilă, se are foarte multe persoane. Orașului. Da, și de aceea am dispus deplasarea de forță din cadrul inspectoratului pentru a pune în siguranță zona. Câte zile ziceați că ați intervenit acolo? Două. Două zile. Am desprins elementele care, așa cum am spus, prezentau pericol, urmând ca administrația, împreună cu primăria Râmnicu-Vâlcea, să intervină pentru punerea în siguranță a blocului. Da, vom vedea, pentru că blocul de lângă Azotut este reabilitat. Adică lucrurile sunt un pic ciudățele acolo. Presupun că și în funcție de cum au depus cererile pentru reabilitare, cum au venit cu cota aparte, că este o cota aparte pe care trebuie să o plătească și asociația de proprietari, presupun că și în funcție de fondurile avute la dispoziție pentru reabilitare, sunt o serie de factori care n-am intrat în posesia datelor astfel încât să pot să mă exprim. Da. Spre exemplu, că suntem la începutul anului, domnule Pascaru, aveți în vedere, nu știu, ceva modernizări la ISU Vâlcea, investiții, ați prins în buget, vă gândiți, știu, e complicat cu banii peste tot, dar totuși... Noi avem două surse de finanțare. Principala sursă de finanțare este a IGSU-ului. Da. Unde anul trecut și anul acesta, de pildă, la începutul anului, am primit o auto specială de 4.000 de litri, care este prevăzută și cu modul de prim ajutor și descarcerare, o auto specială care se ridică undeva în jurul sumei de 300.000 de euro. Urmează să mai primim și anul acesta și alte accesorii și alte auto speciale în dotare și mai avem un buget pe Consiliul Județean Vâlcea, unde am prevăzut o serie de
să zic, investiții, ne-au fost și aprobate, vorbim de o autospecială de primă intervenție, vorbim de niște drujbe care, într-adevăr, valoarea lor este destul de ridicată, dar este cu lanț Vidia care ne permite să tăiem în acoperiș. Acoperișul prezintă pericolul că nu știi când tai în tablă, poți să prinzi elemente de beton, poți să prinzi elemente de fier. Mai avem motopompe care vrem să le cumpărăm. Sunt o serie de dotări. În momentul în care o să vină misiunea viitoare, o să vă prezint investiții destul de mari. Acestea vă pot spune pentru că acestea sunt deja aprobate de către Consiliul Județean Vâlcea. Da. Anul trecut și anul acesta vrem să mai luăm încă, noi avem la ora actuală 4 autospeciale de primă intervenție. Ele sunt mașini care au 300 de litri de apă și 20 de litri de spumogen. Și am cumpărat anul trecut 2 rezervoare de 1500 și anul acesta sperăm să ajungem la 5, toate cu rezervoare de 1500, ceea ce înseamnă că ele vor avea o capacitate de intervenție de 1800 de litri de apă, foarte importante în zone greu accesibile. Toate cele 5, inclusiv remorcile, sunt cumpărate prin fondul ale Consiliului Județean și multe alte investiții care le-a făcut Consiliul și le avem în continuare, bineînțeles, în funcție și de bugetul pe care aceștia ne-l pot pune la dispoziție. Da. Care e tipul de reacție la intervenții, domnule Pascaru? Aici este relativ tipul de intervenție. Între 16 și 18 minute este un timp mediu, urcând până la 23 de minute la gărzi, pentru că e vorba de timp, e vorba de distanța, de distanță, de condițiile meteo. Pe raza municipiului Mânicu Vâlcea, v-am zis, este 16 cu 18 minute, 16 minute pentru smord, 18 pentru stingere. Și vorbim de tot ceea ce aparține de Râmnicu Vâlcea. În teritoriu ajung până la 28 de minute, repet, în funcție de distanța față de locul de dispunere al subunității. Da. Deci cam 15 minute ar fi... 15-17 minute este în raionul de bază, dar v-am spus, depinde de locație foarte mult, dar media undeva este la 20 de minute plus minus. Am înțeles. Pentru că tot vorbeam de, am discutat și de investiții, care este cea mai veche autospecială din parcul auto al ISU Vâlcea, dar și cea mai nouă, iată. Cea mai nouă a venit luna aceasta, în ianuarie, iar cea mai veche are undeva la 30 ceva de ani vechime. Nu este singura, sunt mai multe. Sunt, Câte sunt? Cu peste 30 intervenție ani? Avem, să zic, 3 autospeciale și încă 3 care sunt în rezervă. Dar menționez faptul că sunt în stare de funcțiune și nu avem probleme. Acesta se mai deplasează la intervenții? Da. Autospecialul acesta vechi de 30 de ani? Da. Pentru că trebuie să înțelegem, nu au un peste 30 de ani, bine, plus minus, că și ele sunt uite așa în parcursul anilor. Ele nu au un rulaj foarte mare, pentru că le participă doar la intervenție, dar sunt mașini cu capacitate mare, mașini care au 9.000 de litri, 9-10.000 de litri. În acest sens, anul trecut am cumpărat, prin fondurile puse la dispoziție de Consiliul Județean, 2 containere de 12 tone de apă pe care le-am pus pe 2 camioane cu călic pe care le avem în dotare, aceasta fiind cea mai mare capacitate de apă cu care pot să particip la intervenții, ambele containere fiind dotate și cu pumpă de refulare, care au fost date la detașamentul Râmnicu Vâlcea și detașamentul Drăgășani, înlocuind 2 din cele 3 autospeciale vechi, dar și pe acelea le ținem în rezervă. Sunt situații în care și autospecialele noi trebuie să participe la revizii sau la remedierea diferitelor probleme tehnice și atunci autospecialele intră în intervenție. Da. Spuneți-mi, vă rog, pentru că dumneavoastră de regulă și participați în mod direct la intervenții și la acțiuni de salvare și știți cu siguranță care a fost cel mai dificil moment pentru pompierii din județul Vâlcea în ultimii ani. Sau haideți să facem un top 3 dacă vreți. De intervenții dificile. Cele mai grele intervenții sunt în general cele de fond forestier. Necesită dizlocarea de personal foarte mare, efort foarte mare din partea personalului, pentru că este foarte greu să deplasezi în zona respectivă cu resurse de apă. O intervenție foarte dificilă este atunci când, și o să zic la modul general, când este vorba de persoane aflate în pericol și o să putem să spunem intervenția din august 2022 de la operatorul economic, unde au fost mai mulți copii care au trebuit să fie coborâți în regim de urgență. Știm ok, de la Brezoi, da. Da, de la Brezoi, în care colegii, 7 colegi care încadrau autospeciale, le-au reușit cu ajutorul autoscărilor, nu autoplatformei, să-i coboare pe toți, să-i pună în siguranță. Acestea sunt intervențiile, să zic,
două dintre ele și de asemenea intervenții foarte dificile, să știți, sunt accidentele rutiere. Accidente rutiere în care avem persoane încarcerate, în care timpul de reacție al nostru trebuie să fie foarte rapid, dar în același timp trebuie să lucrezi foarte atent să nu pui în pericol viața, pentru că o persoană prinsă între fiare nu știe ce afecțiuni medicale au și trebuie să îl scoți fără să-i produci și alte, și alte afecțiuni medicale. Da, am citit declarații chiar ale pompierilor din Vâlcea și am fost întotdeauna fascinată să vă ascult și pe dumneavoastră. De multe ori ziceați că au fost situații în care oamenii au ieșit cu butelii care ardeau în brațe, da? Sau au fost situații când au ieșit cu bebeluși în zile de sărbătoare, de Crăciun, de Paște. Da, aici cu buteliile uneori nu ni se furnizează informațiile complete. Atunci când particip, la o, da, când particip la o casă, întreb dacă există surse care pot amplifica sau pot crea explozii gen butelii sau ce alte materiale combustibile, benzină, motorină, etc. Știm că acolo unde sunt sobe se mai practică și astfel de surse de aprindere a focului. Și uneori nu ni se spun aceste lucruri și te trezești că te sunt duci colegi, acolo nepregătit. Da, nu neapărat nepregătit, că dar ne aștept, ce-ți trebuie. Ne așteptăm să nu ni se furnizeze datorită experienței. Da. Ne așteptăm și la astfel de evenimente și vine câte un coleg spune, am găsit o butelie. Că nu este a mea, este al copilului. Wow. Este un pericol, mai ales când este încărcată. Dar să zicem că aceste măsuri sunt destul de bine puse la punct și întotdeauna când participăm la intervenție. Dar ce ar trebui să știe oamenii? Uite că e important. Ce ar trebui să știe oamenii? Ferească Dumnezeu, un caz de incendiu. Ce trebuie să facă? Prima dată să scoată buteliile din casă. În primul și în primul rând să se salveze pe ei. Da. Și în al doilea rând să scoată tot ce înseamnă inflamabil. Butelii, motorină, benzină, etc. Să decupleze curentul electric ca să nu se producă scurt circuite și să ne furnizeze, să bineînțeles, în prima fază să sune pe 112. Curentul electric, da, ok. Curentul electric, dacă pot, gazul, dacă este alimentat cu gaz, să sune pe 112 și atunci când sosim la fața locului să ne furnizeze informațiile de care avem nevoie. Bun, deci haideți să ne întoarcem la cele mai dificile intervenții. Cele mai dificile intervenții sunt în general cele cu aglomerări de persoane, așa cum am avut situații de posibile emanații de gaz. Am avut și planul roșu, mi-aduc aminte, declanșa la un accident cu un autocar. Da, atunci, de asta am spus că ele sunt trei. N-aș putea să pun pe loc 1, 2 și 3. Mm-hmm. Fond forestier, locuințe în care se află foarte multe persoane, acum vorbim de locuințe, blocuri, operatori economici, turismului, hoteluri și accidentele rutiere. Și de asemenea, vă spun, situații cu mare impact emoțional sunt alunecări de teren care impun evacuarea. Wow, da, să scoți în cazul al unu în care 8 gospodării efective au fost înghițite, ca să folosim un termen popular, să zic așa, de către pământ, în care 8 familii au rămas fără, să zic, munca lor de o viață. E o situație destul de delicată pentru că este greu. Și oamenii conștientizează în timp ce se va întâmpla. Pe când la o inundație, inundația vine, trece și pleacă. Pe când, cum a fost la Alunu, venea ușor, ușor și îți dai seama că efectiv nu ai ce face. Acele case vor fi înghițite de pământ. Exact. Și atunci vezi disperarea. Și atunci efectiv n-ai cum să nu te emoționezi. Da, și n-ai cum să rămâi impasibil asemenea drame. Din nefericire se întâmplă și atunci trebuie să stai de vorbă, trebuie să acorzi tot sprijinul familiilor respective, astfel încât să le acorzi, să zic așa, o clipă, dacă putem, de alinare, cu toate că ce este în sufletul lor, noi nu putem ști. Așa că pe lângă misiunea de salvatori pe care o aveți, dacă există timp și spațiu în acțiunea de intervenție, mai faceți și pe psihologie. Da, și aici colaborăm, avem și noi psiholog în cadrul inspectoratului, iar dacă este nevoie, colaborăm cu colegii de la poliție și de la jandar să ne sprijine, pentru că inclusiv asistența psihologică uneori este necesară într-o situație de urgență. Ați avut situații? Nu au fost cazuri, dar am fost pregătiți pentru așa ceva. Apelăm și la autoritățile locale dacă există și dacă nu, putem solicita sprijin. Nu a fost cazul, dar am fost pregătiți. La Alunu am fost pregătiți toate cele trei structuri să acordăm și asistență psihologică. Dar chiar ce se mai întâmplă acum la Alunu? Deocamdată halda este stabilă, nu mai prezintă, să zic, momentan deplasare, este monitorizată de către SVS-ul local care ne informează atunci, ne ține la curent, așa cum a fost acum ploi abundente, am luat legătura cu ei să ne spună dacă, cumva, ca urmare a posibilor infiltrații, există riscul de, să zic, continuare, reactivare a alunecării, deocamdată nu și sperăm să rămână așa.
Domnule Pascaru, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la Analiza Zilei. Sper că am reușit cumva să aducem lumină, da, în munca dumneavoastră și sper că și oamenii să înțeleagă eforturile pe care le depuneți în fiecare, în fiecare zi. Mulțumesc încă o dată. Și vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, eu sunt Magda Popescu, ați urmărit Analiza Zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază minunată. La revedere!